Salutare tuturor, numele meu este Steve, sunt însoțit aici de frumoșii noștri oameni, Dani, Oliver, Harry și Doro deocamdată. Am început acest podcast oficial, numărul 1, chiar dacă am mai avut o încercare în bucătărie. Astăzi o să discutăm despre 3 teme în total, fiecare temă va avea invitați speciali, experimentați mult mai mult pe acestea. Avem de asemenea un videoclip nou, un scurtmetraj făcut de cei de la Temirceni. Dacă nu cumva nu ați văzut, uitați-vă în descriere, ne ajută foarte mult să ne dați un feedback despre acesta. Pentru început dorim să povestim mai multe despre Codor Dojo și cum această entitate ne-a unit în Temirce. Avem invitați pe domnul Rareș. Salut. Și pe Pop. Hello. Cunoscut și sub numele de Alex. Pop este un personaj, ca să spun așa, format foarte, foarte mult de Codor Dojo. Iar Rareș este un mentor foarte dedicat în acest cadru. Pentru început să spunem despre cum s-a format Temirceul într-un mod cât mai scurt. Totul a început când eu împreună cu Laurențiu, o persoană care încă nu a apărut pe canal, deși o să încercăm să îl băgăm și pe el în videoclipuri. Robert, un personaj care a făcut parte din scurtmetrajul care din nou vă reamintesc să îl urmăriți dacă vă interesează. Noi am fost invitați de către Daniel Laza, cel care conduce acest loc, acest birou, coworking space, cum vreți să spuneți. Iar în momentul în care am văzut locul, deși pentru că e un loc foarte destins, așa, genial, relativ scump, dacă pot să precizez. Da. Am decis că ar fi o oportunitate foarte incredibilă să formăm un Coder Dojo aici. Da. Dacă vrei, Pop, să ne povestești mai mult despre ce înseamnă Codor Dojo. Ok, o să dau un pic mai formal, pentru că trebuie prezentat formal până la urmă. Codor Dojo este o mișcare globală cu targetul ca fiind copii între 7 și 17 ani, în care locațiile sunt puse la dispoziție în mod voluntar de către companii, biserici. Am avut unele Codor Dojo în România, există, da. Primării, școli, you name it. Are spațiu, poate fi un Codor Dojo acolo. Scopul este să înveți copiii programare, design, tot ce are legătură cu un computer în care tu lucrezi la computerul respectiv. Mentorii vin voluntar din timpul lor liber, nu se plătește nimic. Dacă coderul obține sponsorizări, laptopurile sunt date de către Codor Dojo. Sperăm că o să fie și MacBook-uri la moment dat. Ar fi frumos să fie MacBook-uri pentru cei care vin la Codor Dojo. Mai pe scurt, este o chestie bazată pe voluntariat. Și pe copii, într-un fel sau altul. Da. Pentru că dacă ne gândim bine, cred că toți am fost mici când am fost expuși la Codor Dojo. Acum nu știu de tine, Rareș. Eu am ajuns de fapt în activitatea asta printr-o pură întâmplare. Am fost la HackTM 2014, la primul HackTM care s-a organizat vreodată, cel mai mare eveniment din vest. Au fost, cred că la început, 100 de oameni. După am intrat prima oară în contact cu Codor Dojo, unde a fost fostul sediu. Așa. La noi aici, la Business Center, la Hub, da. După în 2015 am intrat în legătură cu Coamă, care m-a adus de fapt în Codor Dojo. Eu până atunci n-am avut niciun contact, am fost destul de mic și sincer, văzându-l pe el cum a reușit de fapt să adune atâția copii și să învețe și după aia m-a introdus și pe mine acolo, eu n-am avut nicio idee despre Codor Dojo, adică eu știam cum să învăț singur acasă, dar el chiar a reușit să mă aducă și pe mine, să mă introduc acolo și să învăț chestii noi. Plus că e o activitate care, din punctul meu de vedere, sporește cumva latura și socială și profesională. Mm. Da. Aia e total ideea. Mai ales sociale, din punctul nostru de vedere, deoarece am format o familie în cadrul TMC-ului. De fapt, TMC-ul a fost creat, mulțumită coordonatorilor, dacă pot să-i numesc așa. Știu că am stat cu săptămânile eu împreună cu Robert în general sau în principal, mai bine spus, să aducem TMC-ul la feelingul acesta de familie și de încăpere unde vii să te și distrezi, bineînțeles, să și lucrezi. Da. Deci a fost un proces foarte mare prin care am trecut cu
Și lung. Succes! Sper. Și lung. Nu știu dacă lumea consideră, toată lumea de la TMC considerează, dar sper că a fost un succes. Clar, clar, da. Un succes. Știu că mi-aduc aminte prima oară când am venit la Hub, când am auzit de Coder Dojo, am vrut direct să mă bag pe Python și am dat direct de grasă, care nu poți fi. Da. N-ai fost prost, să știi, ai fost ok. Ai avut potențial, să știi. Chiar după mai surprins că te-ai dus după pe foto video, că eu aș fi vrut să ții lângă mine să te învăț. Da. Toată lumea cu filmele lui. Da, corect. Da. Oricum, în viață e cel mai ok să încerci cât mai multe chestii posibile și... Într-adevăr. Să alegi ce-ți place ce cel mai mult. Exact. Și cam ăsta este filmul, ca să spun așa, da. Temirce. Temirce, din punctul său general, nu înseamnă numai Coder Dojo. Coder Dojo, ba chiar, se întâmplă numai o dată pe săptămână Coder Dojo. Da, nu este ca și când ar fi structurat în jurul Coder Dojo. Temirceu este, de fapt, un coworking space care s-a transformat, de fapt, cum am mai spus, într-o familie mare. O familie ce lucrează în diverse proiecte, concursuri, tot felul de lucruri. Pom de toate chestiile variate. Și majoritatea, formând această familie, sunt tineri de 18 ani. Da, da. De asta e... Da, că am văzut despre dominanță aici. Exact. 17-18 ani, da. Un lucru foarte incredibil. Mai pe scurt, ne unește pasiunea noastră mare pentru muncă și legate de toate chestiile legate de media. Exact. Da. Dacă tot am vorbit de persoane de 18 ani, ni s-au alăturat Danu și Oliver și vom vorbi acum despre generația de astăzi și problemele dintre generații, mai pe scurt sau... Da, exact. Fiecare să spună cam ce părere are. Cred că oricum fiecare dintre noi a auzit povestea veche cum că generația de astăzi nu face nimica în ziua de astăzi. Clar, desigur. Trăim într-o perioadă de timp în care totul este digitalizat în ziua de astăzi și nu mai avem nevoie să nici să mergem la magazin sau să facem multe lucruri pentru că totul e pe internet, totul e direct și cum noi suntem generația din ziua de astăzi, toată lumea ne consideră că nu... Că nu facem nimica. Da, că nu facem nimica. Da. De exemplu, cum... Noi patru suntem de 18 ani, nu mai rare și este mai în vârstă din generațiile trecute. Eu spun prima oară să vorbească el din punctul său de vedere, după aia putem să ne dăm și noi cu părerea. Ce părere are generația 98? 98? Da, hai, 98! Nu sunt chiar așa de bătrân, măi, doar 20 de ani. Bun. Sincer, acum că e totuși pentru mine sincer un subiect foarte picant, foarte, foarte greu, foarte nedigerabil. Eu îi admir din multe puncte de vedere. Unul la mână este curajul, chiar dacă de fiecare dată sau în unele cazuri este prea exagerat. În sensul că văd foarte mulți copii care și-au pierdut din respectul față de nu chiar de adulți, dar... lăsând la o parte asta curajul lor de a nu se lăsa călcați în picioare, de a lupta pentru ei, pentru viitor. Adică nu mai poți să-i ții chiar așa în lanțul, nu poți să le subjugi efectiv identitatea, nu poți să-i ții într-o cutie. Într-un fel e discutabilă chestia asta despre generația de genul astăzi, pentru că asta e, cred că e fix un argument că generația de astăzi nu le mai pasă de ce se întâmplă în jurul lor, cum e cu votul, cum e cu nu știu ce. Faza cu Brexit-ul o consider, de fapt, într-un fel generația veche, mă rog, generația trecută, vreau să zic generația prezentă. Deoarece la Brexit, cum am spus, probabil, tinerii nu s-au dus la vot, ceea ce a dovedit un fel de lipsă de coloană vertebrală, dacă aș putea să spun, împotriva generației mai în vârstă, care din acel sondaj s-a afișat ca fiind o generație mai puternică, însă, din câte știm toți cei puțin și din generația asta, există mult mai multe persoane care chiar fac ceva cu viața lor. Da. Asta e un caz.
Bun, dar sunt unele persoane care, bă, uite-te, văd foarte, foarte mulți bătrâni care, bă, uite-te, vin la tine și, bă, stai toată ziua pe calculator, nu-ți mai ridici ochii din ecranul ăla și, bă, ce faci cu viața ta? Bun. Sunt o groază de persoane care pierd timpul la propriu pe social media, la propriu... Ai, nu... clar. Deci, clar, da, social media-urile... Distrug și știu că și la mine am probleme, mai ales în timp ce lucrez la o chestie, mă oprește tot timpul când primesc o notificare. Dar pe lângă persoanele alea, care să zicem că nu sunt foarte multe, sunt o groază de copii, tineri care chiar își dau... interesul și exact. Se dedică în ceea ce fac. Cum ar fi Codor Doge, de da, exemplu. Da, da, la Codor Doge am găsit o groază de persoane minunate care, pe bune, învață lumea pentru că le place când văd că, mă, uite, am învățat copilul ăla să facă ceva. Exact. Cred că grasul, na, el e grasul. Pentru noi. Rare. Rare. Legat de ce ați zis voi cu... Eu cred că sunt activități total diferite. În sensul că mulți... Și eu am avut aceeași problemă cu Instagram. Am avut Instagram până acum vreo un an, doi. Și efectiv stăteam câte 40 de minute. Știam că aveam de lucru. Stăteam câte 40 de minute pe telefon. Mă uitam la poze. Și într-o zi mi-am dat seama, nu fac nimic productiv. No. Și în momentul ăla am zis, gata. L-am șters. L-am închis. L-am șters. Gata, a fost. Bine că tu ai putut să faci așa ceva. Da, majoritatea... Da. Cât ar avea curajul tot de a face asta? Uite, curaj. E vorba de realizare, da. Și e vorba să realizezi chestiile ambiție. Astea. Da, exact, ambiție. Până la urmă e o constrângere. Știi cum e? În trecut, diferența asta de generații, în trecut... Cred că noi suntem printre ultimele generații care mergeau afară, în parc, jucau fotbal, lucruri suntem, din astea. Cred că cam ultima generație. Și acum, de mic, copilul e în casă, părintele îi pune în față, ce, o tabletă, un telefon. Da, da. Să scape la propriu de el. Așa ajungem pe social media și lucrurile astea, dar cum se schimbă generația, se schimbă vremurile, putem să facem hobby-urile, să se transforme în viitor în muncă, adică lucruri cum, din nou, revenim la Coder Dojo, ca un hobby, decât să stăm pe social media, să încercăm altele, da. Design, poate codat la o vârstă mai mare, la lucruri din astea. Știi cum, da, exact, știi cum văd eu chestia asta? Eu, din punctul meu de vedere, cel puțin, am observat că cu atât de mult progresează timpurile, există două părți. Există generația, să zicem, mai înapoiată din punct de vedere social productiv și există și altă parte care sunt persoanele foarte devotate pasiunilor lor, care sunt foarte muncitoare. Deci nu mai există rangul acela de mijloc în care efectiv, bă, știi ceva, parcă n-aș face, dar hai că e pentru viitorul meu. Știi ce zic? Există doar extreme. Da, există numai extrema cu cei care stau acasă și nu fac nimica și cei care chiar fac o grămadă de lucruri. Și plus de altea sunt foarte multe persoane care nu adaptă ce e nou acum. Văd cazuri, de exemplu în muzică. Nu știu, eu cu Gras avem o pasiune foarte mare pentru muzica old school și într-un fel nu putem să înțelegem ce e chestia cu trap-ul. Na, oricum e părerea noastră personală, nu spunem nimica despre... Sper să nu vină să ne bată trap-urile acum. Da, dar legat de muzică, hashtag noi nu înțelegem cum a putut să evolueze așa de mult chestia, dar trecând pe planul celălalt legat de social media și cum poți să îți câștigi la propriu un salariu, un venit lunar constant pe social media, chestia asta nu o pot înțelege mult. Exact, numai. Chestia asta bănesc că strică. Sunt modelurile pe Instagram, cum ar veni, sunt cei care se cred influencer acum, da. Care vor să fie influencer într-un fel pe Instagram. Am văzut că Facebook-ul, sau de fapt cum era în trecut, High Five-ul, dacă ți-ai auzit de el. Da, n-am auzit. E toată lumea de High Five. Noi bine că mai știm, poate unii nu mai știu. Da, High Five. Deci de la High Five,
care cred că încă există, culmea, acum există dacă îl caut. Ia caut. Din punct de vedere economic susținut, adică e mai mult pentru corporații și companii. Da, high five? Da, da. Serios? Da, da, da. Și cine mai investește? Hai să reinventăm. Da, jur. Deci, este un site web cu statutul de rețea socială în care în decursul anului 2007 a fost pe locul 25 ca vizite din vizitate din toate site-urile din internet. Ești nebun la cap. 2007. Aveam 7 ani. Da. 2007, și din 2003 am fost oficial. Am Facebook pe atunci. Nu știu. Cred că în 2009 a apărut Facebook, da, s-ar putea să mint. S-ar putea să mint totuși. Oricum, la Petronat. Oricum, punctul meu de vedere era că de la High Five s-a trecut pe Facebook, iarăși a pierdut acolo o grămadă de lume viața. Acum, Facebook-ul acum. Vorbind de generația de astăzi, sunt și mame și tați care încă își petrec. Of, doamne. Sau ai, de exemplu, pagini Maricica și Maricel, One Love, nu știu ce. Da, uite, Facebook în 2004 a fost. În 2004. 2004. Bine, noi era explodat mai încolo. 2004 în Statele Unite a apărut în 2004, după aia în global 2005. Acum ne interes, căutam articole despre generații să văd ce spun și alte persoane. Iar aparent, una dintre principalele probleme cu generația este timpul e mult prea prețios pentru generații. Acum, nu știu personal de voi, dar într-un fel sunt de acord cu așa. Cel mai de acord posibil. Generație din ziua de astăzi trebuie să se dedice foarte mult în foarte multe arii ca să reușească. Mi se pare că este mult mai greu în ziua de astăzi, în care totul e modern, să reușești. Pentru că în trecut știai că dacă ești mic te duceai la câmp, lucrai, dădeai cu sapa, dădeai cu păcălețe și spuneai: mamă, mă fac mare bișnițar cu greu. Hai să mergem și mai înapoi, să spunem că de mic mergeai la armată direct. Exact. Spartan life. Da, da, da. Uite, citesc acum un articol cum că zilnic un român își pierde aproximativ 3 ore pe zi în fața telefonului. 3 ore cred că e și puțin, să spui. Să zicem, da. Gen, cred că eu petrec mai mult timp pe telefon, da, și nu sunt. Și plus că zici așa 3 ore din 24, dar după aia te gândești: oh, stai că mai și dorm. 3 da. Ore din așa, da, da, mai da, puțin. Și după aia mai da. Ieși și la școală vreo și aproximativ școală, liceu, facultate, mai ieși și acolo vreo cel puțin 5-6 ore. Și la lucru, da. Să știi. Și aproximativ, sau lucru, sau lucru, da. Da. Aproximativ își ating telefonul de aproape 2800 de ori. Wow. Na. Na. Nu știu, chestia asta mi s-a părut foarte interesantă și... Bun, da, în același timp știm că cum toată lumea s-a modernizat, ne sunt benefice. Exact, gen, sunt benefice. În ziua de astăzi o grămadă de platforme s-au făcut pentru tineri, da. Pentru a se dezvolta, gen... vorbește numai de tineri în articol sau vorbește despre români în general? Români. Despre români. Despre români. Exact, asta vreau să spun. Corporațiile din ziua de astăzi și... folosesc telefoane, aplicații, tot felul, platforme, se angajeze, știi? Și ca să le sporească de multe ori productivitatea. Și... Exact, exact. Da, și din, uite, din 2014... telefonul mobil a fost mult mai folosit decât televizorul. Păi, sincer să fiu, acum e ultima oară când m-am uitat la televizor, da, la cred fel. Că a fost acum un an. Eu fel am televizor și telefon. Nu mai cine mai vede astea, gen știrile sau media? Exact, totul e direct de pe totul telefon. E pe telefon, da. Pe tablete. Da, nu mai am televizor. M-am decurs. Seriale. Nici, jur, nici deci poți să-ți vinzi televizorul. Mai mult îl țin telefon. Eu îl țin pentru Netflix. Nu neapărat să-l vinzi, că uite, mai ai nevoie de momente în care stai chill. Te joci pe un PlayStation sau uite, te uiți la un film. Există ai monitoare. Hai, spune-mi tu că vreau, doamne, să-mi cumpăr un monitor de nu știu câte câți metri diagonală și să-mi spui că o să fie și ieftin. Sau, na, să-ți poți permite. Monitoarele sunt mult mai ieftine din punctul meu de vedere pentru calitate la... decât televizoarele, numai că asta este alt subiect. Da, da, monitoarele faci mai multe, dar nu, nu în asta ne băgăm acum. Exact, ideea e de timp, nu avem da, timp. Exact, aici spune că timpul e mult prea prețios, că de fiecare dată
tinerii se duc direct acasă, dacă le e foame iau primul lucru care îl găsesc în congelator, îl pun în microunde, bam bam, easy, easy, nu mai își petrec. Păi fac și eu. Nu mai da, e, și nu, eu, fel, că nu-i mâncare în frigider. Nu își gătesc, tot felul de sau chestii de genul ăsta. Direct, ubărit. Să vină direct făcut. Da. Gen, în principal, uitându-mă peste articolul ăsta, spune că generația este foarte grăbită. Generația noastră este foarte grăbită. Corect, nu? Pentru că n-au cum acum să supraviețuiască în zilele de astăzi. Da, și dacă, da. Dacă nu intri în ritmul, în mersul societății, în ritmul în care se dezvoltă și tehnologia se schimbă radical de la zi la zi, da. În 20 de ani nici măcar nu o să știm cum o să arate tehnologia. Da, adevărat. Dacă nu intri în ciclul ăsta de dezvoltare și tu, chiar dacă este foarte greu, o să fii mâncat până la urmă. Dacă mâncat de lupi. Da, dacă o să mai existe. Să nu mai vorbesc de partea de design sau alte chestii, cum se schimbă radical treaba de pe zi pe alta. Na. Multe pretenții. Multe pretenții de oameni. Bun, și dacă vorbim în cazul meu de social media, cu care eu am nevoie de Instagram, Facebook pentru promovare personală. Eu sunt fotograf de profesie. Să rămână. Și ne face poză. Da. Beată, îmi faci și poză. Totuși, folosesc telefonul cam fiecare zi. Foarte mult bazat pe job-ul exact, pe care păi trebuie, pentru că da. E job-ul tău și de-aia mi se pare și... puțin absurd să spui că generațiile petrec foarte mult pe telefon, pe calculator, din da. Moment ce în ziua asta de e astăzi bine. Totul e digital. Ideea asta e bună să îl folosești în mod productiv, dar din păcate majoritatea nu-l folosesc. Nu mulți fac asta, știi? Da, doar nu mulți să folosesc în mod productiv. Pierd vreme pe da, da. Instagram, Facebook. De exemplu, cred că dacă îmi deschid acum Instagram, îmi pun pare eu că găsesc 7 postări cel puțin cu... Oh, da. Noi. Haine. Haine, iarăși. Tot felul de haine. Oh, uite. Mercedes. Oh, și poza ta. E poza mea aia, dă-i like. Uite, dau like vezi și acum, în timp ce podcast în care trebuia să vorbim, am ajuns tot pe Instagram să stăm. Da, exact. Arăt, dau plug la... De la recomandate contul meu. Știți, nu, da. Știți ceva, mulți tineri, din punctul meu de vedere, ar trebui să petreacă timp pe telefon. Dar să caute și pagini care le sunt în interesul lor. Adică, de exemplu, vrei să te apuci de design, vrei să te apuci de fotografie. În loc să stai pe Facebook să te uiți la ce postat la poze, ex prietena ta da. Sau prietena ta actuală sau mama ta să te facă de rușine cu niște poze cu tine de când erai mic, exact. Mai bine te pui și cauți obiective. Ce tipuri de obiective? Ce obiective se folosesc din punct de vedere tehnologic în ziua de astăzi? Sau dacă vrei să intri într-o carieră de programare, mai bine cauți ce înseamnă un limbaj de programare, cum să te dezvolți, ce ai nevoie să știi. Adică sunt și pagini dedicate tinerilor care ajută cu multe informații, foarte utile pentru viitorul lor. Dar mulți neagă chestia asta și se duc în cealaltă direcție. Nu neapărat că neagă, numai că se prefac că nu există, pentru că nimănui nu-i place să se informeze în ziua de azi. Dacă îi să mă uit la un video... Deci am avut discuția asta cu Dani înainte. Era vorba despre două videoclipuri, unul Caterinca și unul informativ. Și noi care suntem conștienți de generația asta, am zis că bă, mă uit la combinat. Da, exact. Sau. Deci suntem și noi într-un fel de vină la chestia asta. Mentalitatea. Ideea e că sunt atât de multe lucruri care... Internetul e atât de vast și așa de multe lucruri există, încât parcă te pierzi în ele și nu mai știi ce. Din ziua de azi, copiii nu mai au pasiuni, cum ai spus, design, fotografie, programări, până și haine era aici. Da, și orice lucru. Sunt atât de multe, încât parcă te pierzi printre ele și nu-ți mai vine să te uiți la niciuna. Să te focusezi. Da, să clar pe ceva și ajungi doar să scrolezi sau... Asta e și din cauza societății, știi? Adică da. Copiii de obicei își aleg modele care fac chestia asta în continuu, pentru că ei cred că sunt cool, știi? Influenceri, exact. Nu zic că e o problemă, dar na, ei ar trebui să treacă de bariera asta și să înceapă să-și găsească și niște pasiuni, știi? Adică dacă stai toată ziua, stai la niște influenceri care asta fac toată ziua, s-ar putea să ajungi ca ei dacă îți dorești. Prea mică șansa. Da. Foarte mică șansa, dar după aia când o să devii foarte mare și poate n-o să fii capabil să găsești un job, o să te gândești, știi, că te uiteai 4-5 ore în continuu la influencer dorindu-ți să ajungi ca el.
și după să realizez că hopa, ce-am făcut? Mi-am pierdut timpul. Da, mi-am pierdut timpul uitându-mă la un influencer pe care poate nici nu o să îl urmez. Exact. Aia e problema. În fond, cred că trebuie pur și simplu să înțelegem că există partea de generație, cum am spus, extrema negativă și extrema pozitivă, însă cred că focusul nostru nu ar trebui neapărat să promovăm cea pozitivă, ci să formăm iarăși regiunea de mijloc în care cei din extrema negativă să poată să facă tranziția la cea pozitivă. Pentru că în momentul de față nu cred că un tânăr din extrema negativă poate să treacă cumva la extrema pozitivă. Greu, trebuie ambiție. Exact, de asta spun, nu există tranziția mijlocul ăla, neutralitatea aia. Se poate întâmpla, adică dacă oamenii au voință pot să facă asta. Da. Și câți au voință? Exact. Da, răspunsul e da. Sau mai văd alte cazuri în care, bun, vreau să învăț, eu n-am niciun prieten, nu știu pe nimeni din area aceea, să zicem că vorbim de programare, design, înșit. Există foarte multe cursuri, YouTube în momentul de față e gratis, videoclipul acesta e pus pe YouTube. Mai există și alte platforme, cum ar fi Udemy sau Skillshare, în care dai un ban pentru niște cursuri, dar sunt toate structurate și te ajută cu ceva. Te ajută. Ok, te duci pe YouTube și după aia vezi că a postat un influencer videoclip nou, dai pe ăla că e Caterinca. Da. Ambiție da. Trebuie, cel mai te, mult. Te atrage efectiv. Exact, te atrage. Vezi acolo tentație. AKA da, clickbait-ul, da, boom, te duci, da, iară intri în extrema cealaltă. Trebuie pur și simplu să te focusezi pe un singur lucru. De aia mi se pare că într-un fel trebuie să intri în extrema aia deja, nu pot să îi spun la cineva din extrema negativă că bă, uite aici, uite-te la videoclipul ăsta. Cum ar fi și în cazul de Coder Dojo când sunt copii trimiși prin obligație de părinți la Coder Dojo, îi pui să se uite la un tutorial pe YouTube, de exemplu, și te duci peste 10 minute, hopa, băiatul se uită la videoclipuri vloguri cu Minecraft, la vloguri, se joacă Minecraft, da, se joacă Fortnite. Dar problema e că și din cauza anturajului. În sensul că mulți tineri din ziua de astăzi, ce-i văd eu, intră își schimbă personalitatea și intră într-o altă extremă doar ca să fie acceptați într-un anumit anturaj pentru că ei cred că e cool sau că o să fie super popular sau că o să aibă faimă sau știi, chestii de genul. Exact. Și tocmai de aia intră în extrema negativă și încep să adopte mentalitatea și activitățile ce le practică acel grup social. Da. Doar ca să fii și cineva. Deci ei cred că dacă ești într-un anumit anturaj, ești cineva. Exact. Da. Ceea ce nu e așa de adevărat. Poți să-ți construiești singur viitorul. Poate să fie ok pentru termen scurt, dar long term. Exact. Bullshit. Da. În general, da, și spre final, cred că ar trebui să ne trezim toți la realitate. În continuare, vom aborda următoarea temă, care este de la viața reală la digital. De data asta l-avem ca invitat pe Harry, aici, salut. Și vrem să vorbim despre, din nou, cum s-a schimbat generația, dar nu mai ne legăm de oameni, ci inclusiv tehnologia și lucrurile de genul ăsta. Cum vedem în ziua de astăzi, inteligența artificială e foarte, evoluează foarte mult, imediat chiar poate o să se ajungă la roboți care să aibă inteligență la fel ca și oamenii, dar până atunci am văzut și eu niște articole în ultimul timp care vorbeau despre algoritme foarte complicate care se petrec acum, în care, privind așa, tehnologia. Okay. În trecut existau, toate slujbele erau făcute de oameni. Da. În ziua de astăzi slujbele au evoluat și lucrurile, să zicem, de jos, munca fizică, nu mai avem nevoie de oameni pentru că obosesc, au imperfecțiuni și majoritatea în fabrici așa sunt făcute de mașinării. Exact. Rămate. Da. Și totul și omul a rămas să programeze acele mașinării, să se ocupe de creativitate și lucrurile de genul, care da, spuneam că mașinăriile nu au așa ceva. Dar recent am găsit roboți care au făcut muzică, care au făcut poezii și
unele articole de pe internet, nici dacă nu suntem atenți, cred că am citit vreodată așa ceva, roboți care fac articole. Deci ajungem și părțile astea care le fac oamenii să fie făcute de roboți. Ce părere aveți de subiectul ăsta? Chestia asta, gen, un robot să scrie o poezie, like, for real, man. Bă, acum nu știu dacă pot să-ți găsesc, dar râs câteva. Există un exemplu. În primul rând, ca să înțelegem ceva despre inteligența artificială, trebuie să înțelegem cum funcționează. Este o rețea neuronală care pur și simplu primește un set de parametri dat de către un user și pe baza lor creează ceva nou sau replică ceva ce a fost creat în funcție de ce este instruit să facă. Da. Și după cum spunea Danu, există un robot, o inteligență artificială care a reușit, încărcându-i, ca zic așa, toate melodiile lansate de trupa Beatles, uh-huh, să scoată una nouă. Complet nouă. Dar stilul lor. De exact, cu linia lor melodică, vocile lor, stilul ăla de melodii din anii 60-70, okay, tot identic. Și tipul a urcat pe YouTube, puteți găsi, se cheamă In Daddy's Car, parcă. Ia, dai să... Și melodia e cap-coadă versuri, linie melodică, dai instrumente. Numai, da, dai numai versuri, îți curesc oricum ne luăm copyright, dacă dăm, probabil că și roboții au copyright. Vrei să cauți între timp să comentăm un pic poezia aia care... Da, poți să cauți între timp poezia. In Daddy's Car. Nu, stai. Sau AI Beatles song. Uite, asta cred că este. E un fundal așa abstract cu linie, cu unde de sunet. Asta nu. Ia, spune pe litere că noi suntem mai proști. Glumim. Cum ai zis tu de, cum ai zis tu, Dani, de slujbe și de alte lucruri? De creativitate, că vine un robotul, pac, pac, țac, țac, îmi face o poezie. Și de asemenea de melodie, melodia are versuri pe care le-au rostit cei de la Beatles sau are gen cuvinte total noi care nu s-au mai auzit în... Nu, au luat unda de sunet, okay, undele de sunet care erau reprezentate de către, ca zic așa, cuvintele, versurile rostite de John Lennon și Paul McCartney, okay, și a încercat să le replice. Da, dar mă refeream la, la lyrics. Lyrics-ul era rostit ca și cum l-ai pune pe Siri să-ți vorbească, da, ceva. Da. Siri poate să spună orice librărie de sunet, da, orice librărie de cuvinte, într-un ton cu accent de britanic, cu accent de australian, am văzut, cu accent de indian. Da, păi există tot felul de API-uri care te ajută să înclujezi, da, asta. Așa e și aici. Pur și simplu, el a avut lyrics-ul care l-a pus, o pus AI-ul să-l vorbească. Da, da. Și undele de sunet să fie asemănătoare cu John Lennon sau Paul McCartney. Gen, inteligența artificială a scris singură versurile. Da, și l-a și rostit. Și versurile acelea existau deja în și l-a compus melodii. Ea singură. Da. Adică stilul lor... Nu mă refer la stil, mă refer, de exemplu, eu spun Ana are mere. Dacă ea au zis Victor are mere. El, sau pur și simplu, ca să zic așa, intonația vocii. Nu mă refer la intonație, mă refer strict la cuvintele din versuri. Dacă el, dacă spunea, de exemplu, oh, hey, Mary, și o luat oh dintr-o melodie, hey dintr-o altă melodie și Mary dintr-o altă melodie. Mă refer dacă o creat, ia versurile. Dacă eu s-o gândit, mașineria, uite, aici scriu așa. Sau dacă pur și simplu o copiat versurile care erau deja existente în melodie. Nu o luat așa, din melodia asta am găsit cuvântul ăsta, din melodia asta am găsit cuvântul ăsta. E ca și cum eu aș, cum aș încerca să-l imit pe Doro sau pe altcineva care e foarte pisigăiat sau are voce foarte groasă. Pur și simplu încerc eu, it's my take. A, deci basically mai e o interpretare. Deci pur și simplu, da, e ca și cum ar fi cineva. Da, asta sunt de acord, e ok, da, pot să copiez chestii de genul ăsta. Ai găsit... Cam ciudată, acum privind nu prea am înțeles foarte mult ce înseamnă, dar dintr-un articol, asta e niște versuri din poezie. When I in dreams behold the fairest shade, whose shade in dreams doth wake the sleeping morn, the daytime shadow of my love betrayed.
Ok, se vede că e scrisă pentru că sunt și greșeli gramaticale la Bitrade. Scrie B-E-T-R-A-Y-D. Licență poetică, nu sunt, au ajuns mașineria să se crea de artist. De astea, Lens Hedges Nights to Dreaming's Faded Form. Ok, se vede că este făcut mai mult de romantism, da. Totuși e psihidelic de alea, da. Cum se numesc. Totuși arată o evoluție destul de mare. Probabil în viitor o să ne ajungem entertaining-ul să ne luăm nu de la oameni, ci de la roboți. Ai, mai ai deschisă pagina? Sau ai închis-o? Nu știu sigur cum... mai pot să caut o dată pentru? Da, caută. Voiam să văd dacă rimează. Dacă știe inteligența artificială să facă rime. Nu rimează. Pentru că atenție trepărilor, atenție rapperilor. Dar după cum știi, poeziile din ziua de astăzi nu prea mai au rimă și lucruri de genul. Am înțeles. Modernism. Avangardism, chestii. Învață, învață. Revenim la treaba cu slujbele, gen... Am mai avut discuția asta în jurul biroului, cum că vin... roboții și ne fură și designul, ne fură și programarea. Eu de obicei sunt foarte ofticat pe baza asta pentru că nu vreau să accept. Însă, într-adevăr, dacă caut pe net acum scriu logo creator sau logo generator, Cica face logo-uri de proastă calitate. Da, dar din păcate evoluează foarte rapid. Evoluează foarte... Ai căutat acum... Și e un pic alarmant. Nu e... Gen, uite, fii atent aici, că părerea mea. Acum poate stăm... 30 de minute numai la subiectul ăsta, dar asta este. Părerea mea, n-ai cum, și dacă studiază toate designerele efectiv, dacă un client vine și are un film al lui de schemă, de vidre, fac un site de vidre, păi ăla are acolo niște reguli, din câte știu în rețeaua neuronală, mulțumesc. Legătură cu ce a zis Steve mai devreme că roboții ăștia ne iau joburile. E un site, nu știu dacă ai auzit de el, Will Robots Take My Job, în care, conform unor statistici, îți spune în procente cât la sută ai șanse să-ți pierzi jobul sau să ți-l păstrezi. Ia, sunt curios aici. Deci e Will Robots Graphic Take Designer. Și graphic designer... 8%. Chiar 8% să-ți-l pierzi, să-ți-l pierzi. Să mi-l ciordească. Da, stai să ne gândim la ceva deci, mai uzual. Automation risk level totally safe. Na. Căutați programatori. La programatori e extrem de mare. Da, la programatori este mare pentru că sunt niște lucruri bătute în cuie. Rareș. Rareș puțin în cadru. Să vadă lumea fața ta de om trist. Hai, gros. Ven aici. Cât de mare procentul? 48%. Wow. La ok, animatorii totally safe. Programează un cop. Da, asta spun. Lucruri legate de creativitate, hai să văd poet, writers and authors, 4%. Toate chestiile legate de creativitatea omenească, nu percep, probabil sunt prea nebun eu dus cu capul, dar nu consider că este posibil ca un AI să vină să-mi ciordească mie creativitate din creier să folosească. Ai de capul meu. Filme video editors, pe 31%. Nu știu, acum tot te distrezi cu asta. Cauți toate slujbele posibile. Asta spun, că n-ai cum să îi transmiți unui da, să aibă. AI, și eu m-am gândit la asta, că n-are cum să aibă creativitate, să însușească astea, dar un fel lucrurile astea de AI se bazează pe, se învață singur. Tu îi dai câteva informații și în timp, studiind lumea din jur și lucrurile din astea, din cauza, cred că problema e stocarea de informații și de memorie, că nu e atât de mult... nu poate să stocheze atâtea informații, știi, să se ajungă să, cum am zis, de poezii, să bage toate poeziile existente, știi? Exact. Cred că dacă ar putea să aibă, poate ideea că se ajunge la ceva nașpa. Ca să poată să, de exemplu, să-ți facă un logo care să fie pe gustul tău, ar trebui, în primul rând, mașina aia să gândească ca tine. Și am citit un articol mai vechi, acum câțiva ani, care încă mai țin minte și astăzi, în care spuneau că o echipă de oameni studiază, mă rog,
proiect destul de secret, dar au zis că studiază să creeze o mașinărie care, cum am zis, o rețea neuronală care primește un set de parametri care ar fi cam toate trăirile și evenimentele care te-au marcat pe tine ca o persoană. Deci cumva, poate și de aia încă nu a fost făcut public, pentru că încă testează cu o persoană reală formarea sa. Și pur și simplu ca și cum ai crește, în loc să crești un copil, crești un AI, da, care se dezvoltă asemenea unui copil. Dar... Și finalul lor, ca să închei, că ei au și un scop, un end goal. Când persoana aia va muri, AI-ul ăla să poată să ia locul. Și când tu te duci, de exemplu, la cimitir, să fie, să poți să te duci la un calculator sau așa, și încă să poți să vorbești cu persoana aia, dar, mă rog, nu fix cu ea, cu un AI, cu o inteligență artificială, care gândește la exact la fel, vorbește exact la fel, are exact același atribut. Da, dar asta e imitație, nu e creativitate. Nu, poate nu să... este imitație, dar ar fi ca și cum ai vorbi cu încă o persoană. În sens că e ca și cum ai continua să vorbești cu persoana aceea. Și ar putea să trăiască niște momente de man, eu nu exist, am murit. Doar stau așa și... Doru e... E așa simplu... Ce? Cum poți compătimi cu persoana? Asta ca să poți să zici că menții încă printre noi niște minți geniale, mă rog, exemplu dat da. De oameni care, de exemplu, da. Einstein sau Steve Jobs sau... Păi acum și... că ei nu mai putem. Păi da, dar chestia este ei, că... Mi-a murit să-mi bat piciorul iubita... Acum câteva zile vreau să mai văd încă o dată. Teoretic ar fi extrem de greu de extras chestiile alea simplu doar din creier. Tot ce te face pe tine, tine. Da, dar chestia e că și dacă încerci să reînvii genii, da. Să ca să luăm așa. Bine, asta nu, Jobs, asta nu, un fel trebuie. Steve Jobs a murit când era iPhone... 5, când nu mă, murit, da. 11, el a zis... Bine, Steve Jobs, tot e prost. Man. De exemplu, genii care încă sunt în viață. De exemplu, Bill Gates, Elon Musk, dacă am mai putea spune. Noi, da. Sau după, la un moment dat, chiar orice persoană. Pentru rude, pentru familie, a murit un bunic, un unchi și totuși tu să-l poți să-l ții lângă tine sau, mă rog, oarecare partea. Animal de companie, un pește. Mă rog, să trecem pe lângă partea cu robot, zic că deja devine... În fel, toate astea sunt lucruri science fiction, dar... Ce targeturi, nu prea. Ce targeturi au oamenii? Știi care e chestia? De ce vor asta? De ce vrem asta? Nu se poate, dar lumea caută asta. E, dacă caut aici pornstar, cum pare eu că mi-a arată 100% aici, au. Gândește-te că... Ok, nu apare cu site-ul ăsta. Da, se poate să cauți model. Așa, 98%. Bine. Da. Există lucruri care nu o să intrăm în ele pentru că sunt cam la not child friendly. Dacă te gândești și actorii din filme, adică de ce mai am nevoie eu să caut un actor acum care să fie așa, să arate așa, când pur și simplu pot să-l fac pe calculator. Da, și bine, există orice om îl chem, îi pun o mască pe față și pe calculator l-am schimbat în proporție de 80%, am schimbat trăsăturile feței, aveam nevoie doar de un model. Și sunt jocuri care se fac așa și filme care se fac așa. Așa se fac, mai ales la alea SF. Sunt filme care sunt pur și simplu făcute așa că vor să dea un sentiment și de desen animat, dar cu mișcări foarte fluide. De Caterinca. Da. Da. Pe lângă roboți există și acum dezvoltarea internetului, dezvoltarea joburilor de pe internet sau care se focusează pe internet. Dacă nu mai există slujbe reale, să zicem așa, ci totul se concentrează pe internet. Da, exact. Cum asta a avut un efect asupra acestui lucru din punctul meu de vedere. Toată lumea a realizat că nu mai merge să dai cu sapa, pentru că vine robotul și dă cu sapă și se apucă de chestii creative, cum ar fi designul, fotografia, slujba. Programatorii. Acum cu programatorii văd că nu prea mai are rost să-i băgăm, că sunt amin. Dar unde voiam să ajung este că se tot practic mult mai mult acum joburile de acasă, joburile de pe internet, tot felul de chestii de genul ăsta și mi se pare într-un fel un lucru bun, un fel lucru rău.
mai există și aici meserii vechi, tradiționale, care au farmecul lor și totuși nu mai cum ar fi? Există. Nu știu cât de mult ne interesează atât de mult pe noi în contextul nostru, dar mai există pantofar, vechea dumă, sau, că las că e bun fără bacă. Da. Sau haine, scroitor, lucruri din astea, știi, care nimeni nu mai e pasionat de lucrurile astea, toți vor. Păi de haine, cum să nu. De exemplu, e. Nu cred că, cred că vrei să le să faci designul la haine, nu să fii copil din... care să să-ți-l facă. Recent am văzut cuțite, ok? Există în Japonia, unul singur o mai rămas dintr-o linie un de oameni. Rămas? Un cuțitar, nu știu cum să zic. Okay, deci un om care face cuțite el singur și costă undeva la 2000 de euro cuțitul lui, că e foarte profișor. Nu mai există oameni care fac lucruri din astea, știi? Păi ești poate stabil meserii... prețul. Există pistoale pentru ce să mai trebuie cuțit, frate. Mai bine, să stai mâncare acasă, că pentru astea de bucătărie. Cuțitul de bucătărie vine direct cu shotgun-ul la tine mai nou. Katana. Ideea că nu e niciun lucru rău că totuși roboții fac joburile astea și na, nu mă refer la joburile astea de care zicea Danu, dar mă refer cele din fabrică sau cele de pe câmp sau de la fermă, pentru că așa marea majoritate din oameni care lucrau în domeniile alea acum se pot reprofila și să încerce să găsească alte domenii sau să le modifice și să le monetizească pe astea actuale. De exemplu, în secolul 17-18 în Marea Britanie, cea mai bine plătită slujbă, ca să zic așa, era cea de preot. Cea de cler, ca să zic așa. Dacă făceai parte din cler, erai... Ok, și aveai servitori care îți făceau cam toate poftele. Și oamenii ăștia au început să investească și din bani, și din timpul lor liber, care îl aveau liber până la urmă, că aveau alți oameni care făceau treaba murdară, au început să, ca să zic așa, să încerce să descopere chestii noi. De exemplu, primul prototip de submarin a fost creat de un preot britanic. Doamne. Primul telescop cu care a fost descoperit Uranusul a fost făcut tot de un cler. Sunt sfinte, fratele meu. În sensul că oamenii s-au oprit și au început să cerceteze mai departe pentru că pur și simplu nu aveau altceva mai bun de făcut. Acesta a fost primul nostru podcast oficial. Sper că v-a plăcut. În cazul în care aveți opinii sau doriți să vorbim despre un alt subiect, puteți să lăsați în comentarii. În cazul în care ați ajuns până la această parte a videoclipului, recent am postat și un scurtmetraj. Cum am mai spus și la începutul videoclipului, bineînțeles. Da, puteți să vă uitați la ele, o să fie link-ul în descriere. Iar în continuare vă dorim o zi cât se poate de plăcută.